singur. Bună dimineața, îi spunem și Alinei Șerban, actriță și regizoare. Îmi place cumul ăsta de funcții și îți dai seama că întrebarea ce vine automat este unde te simți mai bine, în postura de condus sau conducător sau în postura de, nu știu, actor pe scândură sau regizor undeva tremurând pentru emoțiile celor din jur în spatele sării. Avem de anunțat mai multe lucruri. O să începem cu Teatrul Excelsior. Da. Pentru că foarte multă, noi suntem în studioul Excelsior, exact. Și foarte multă lume confundă și mai vin la teatru la noi la televiziune sau invitații noștri de la TV ajung la Teatrul Excelsior. Și pentru mine a fost o surpriză. Când am văzut Excelsior am zis, vreți iar să joc Marea Rușine? Că nu m-am pregătit. Marea Rușine pe 8 decembrie se joacă. Da, va fi pe 8 decembrie și tocmai, mulțumesc, și tocmai ce a fost pe 14. Cum e primită? Foarte bine. Desigur că pentru a scrie o piesă despre sclavia romilor a fost nevoie de un cumul mare de eforturi. Adică mulți oameni au zis, hai să vedem cum facem asta posibil. Centrul Național de Cultură a Romilor au produs piesa și apoi mi-a luat 2 ani să primesc un da ca piesa să se joace. Pentru că e pe un subiect incomod pentru noi. Necesar, dar incomod. Ce înseamnă incomod? Incomod, pentru că trebuie să ne asumăm că în istoria noastră nu suntem așa de viteji, uh-huh, cum ni s-a zis noi. Și a venit conducătorul și ne-a salvat. Ei, am avut și noi sclavi, am și deportat oameni, lucruri frumoase. Încet, încet începem să ni le asumăm, cel puțin în ultimii ani. Da, da, da. Se vorbește mult mai deschis despre Holocaust sau despre prigoana, iată, a romilor, cel puțin în anii tulburi ai războiului. Da, Marea Rușine, piesa asta, deși are acest titlu, nu vine pentru a vă ține pe scaune să vă simțiți că vinovați. Vine pentru a discuta, cum am spus, un subiect incomod, dar cu umor. Avem relații de viață, ca noi toți în piesa asta, de mamă-fică, de iubit-iubită, de soră-frate, în contemporan, când oamenii ăștia văd că nu au discutat niște lucruri. Cum ar fi, ups, tu să nu spui cuvântul cu ț, spune-m romă. Și de ce? Pentru că asta vine din istorie și înseamnă sclavă. Și asta se întâmplă între doi iubiți. Cum e să vezi asta pe scenă? Și apoi, în actul 2, vedem lucruri de istorie. Și aflăm cum Alexandru cel Bun, el din tot sufletul lui, își dorea să facă și el un cadou mănăstirii. Câteva, mai multe suflete de romi. Dar el o face din tot sufletul lui. El credea că face bine. Și tocmai de asta, piesa nu vine să, cum am spus, să vă facă să vă simți vinovați. Titlul piesei vine dintr-un citat istoric. Și anume de la declarația de la Islaz, când se spunea în al doilea principiu, se zicea, în al doilea punct, se zicea poporul român leapătă de pe sine marea rușine și neomenia de a fi avut sclavi romi. Și de acolo citatul. Noi avem un cogălnician în piesă, Savuros. Actorul Radu Ciobănașu, împreună cu restul actorilor, aduc această piesă pe scena Teatrului Excelsior. Și cu Doinița Oancea, apropo. Cu Doinița Oancea, da, de pe 8 decembrie veniți să o vedeți. Spune-mi dacă... Veniți, veniți. Discuțiile astea despre discriminare, nu despre discriminare, discuțiile, fie și la nivel de glumă, te lezează într-un fel, te ating. Pe mine sau pe public? Eu obosesc uneori să spun același lucru pe care îl știm cu toții, adică unele lucruri sunt logice, nu mai trebuie să le explici unor oameni că un anumit cuvânt e peiorativ, că dacă îl pui în toate expresiile pe care le-ai auzit când erai mic, dacă nu ești cu minte, te dau la... La ț. Da. Da. Ce cu ț găneala exact, asta. Da. Exact, exact. Adică nu mai trebuie să explic că asta are sens peiorativ. Numai că de atâtea ori sunt pusă în situații jenante în care mi se zice, da, eu nu vreau să spun ceva urât, dar așa m-am obișnuit eu și e pentru confortul meu. Da, da, da. Hai, domnule, să terminăm, nu ne mai țigănim aici. Da, 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 exact, exact. Eu n-am nimic cu țigani, dar doar cu voi toți. Ceva genul ăsta. Sau... Da, 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 da. N-am nimic cu tine, doar cu țiganii, știi? Da, da. Dar iată că la piesa asta se vine cu copii, vin tot
tot felul de oameni din diferite pături sociale și etnii și așa mai departe. Și oamenii se regăsesc în povestea asta. Și nu vorbesc numai despre romi. Vorbesc despre alte minorități sexuale, religioase și așa mai departe. Pentru că noi trebuie să ne asumăm că noi trăim împreună. Da. Sunt sigură că ai avut colegi romi. Sunt sigură că ai prieteni romi. Sunt sigură că ai prieteni gay. Că știi oameni musulmani. Noi trăim împreună, numai că media că promovează un tip de român, un tip de celulă. Și noi suntem un cumul de organisme care trăiesc împreună, slavă Domnului încă. Eu simt că lucrurile se îndreaptă spre toleranță. Da, da. Să știi că da, asemenea. Mai repede decât mă așteptam, lucrurile se îndreaptă dacă ajungem să înțelegem. Și când ajungem să înțelegem, putem să... Noi venim dintr-o parte a țării unde stăm la oaltă și unguri și sârbi și nemți și țigani și... Roma aș prefera, da. Eu vreau să le spun așa, mi se pare e mai confortabil. Hai, păi dacă vii la Marea Rușine, nu o să mai spui. Serios? Da, facem? Hai, promiți că vii? Uite că vii. Hai, și o vii pe Doinița. Da, o vezi pe Doinița și vedem... S-ar putea... mulți romi ce conduceau chiar... sau expuneau destinele romilor din România, preferau varianta asta. Da, pentru că și ei la rândul lor nu-și cunosc istoria și pentru că dacă tu mi-ai fi spus mie toată viața, hai să spunem măslină, da? Uh-huh. Dacă tu mi-ai fi spus mie toată viața, tu ești măslină, da? Uh-huh. Și altcineva vine la mine și spune, nu, tu de fapt ți-ar trebui să ți se spună altceva. Fructul pasiunii, da? Spune, nu, domnule, eu sunt măslină, ce ai? Și iată că, dar dacă o luăm foarte simplu, apropo de logică, în limba romanesc nu există cuvântul țigan. Noi spunem mesem rom. Și înseamnă om, nu înseamnă mare lucru. Țigan vine din grecescul atinganos, care înseamnă de neatins, paria. Și vine din sclavie. Când orice alt grup era ținut ca sclav, fie tătar, fie rom și așa mai departe, era numit țigan ca sclav. Era o categorie socială juridică. Adică dacă tu... strămoșii tăi ar fi fost sclavi la fel, eu pe hârtia aia scriam țigani la toți. Și de asta, apropo de cuvântul cu N de la afroamericani și cuvântul cu ță, ambele derivă din sclavie. Dar vine la piesă și o să vezi. Uite, e o chestie interesantă. Gata, dacă nu v-am făcut curioși, nu știu ce ar fi putut să vă fac astăzi curioși. Pe 8 decembrie la Teatrul Excelsior. Mulțumim, Alina Șerban, o să mai vorbim. Să promiți că mai vii pe la noi să discutăm și probleme de genul ăsta și să vorbim despre filmele în care ai jucat și ce sunt atât de apreciate. Da. Luăm o scurtă pauză.